Salutări tuturor, sunt Valiconea și astăzi vă prezint un pamflet semnat de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. România și faliții ei. Dezvăluiri explozive din culisele politice ale jurnalistului George Hodorogea. Moto: Anglia își are faliții săi, Franța își are faliții săi. În fine, oricare națiune, oricare popor, oricare țară își are faliții săi. Numai noi să nu avem faliții noștri. O scrisoare pierdută, fragment semnat de Ion Luca Caragiale. Elena Lasconi a identificat trădătorii de țară. Elena Lasconi, președintele USR și candidat la prezidențiale, a primit replici dure după ce, într-un interviu televizat, a sugerat că românii plecați peste hotare ar fi trădători. Dar să reconstituim întreaga istorie și scandalul ce a urmat în mod firesc. Lasconi a afirmat că ea nu este o trădătoare și că e simplu să pleci din țară. Deci, cu alte cuvinte, toți românii care și-au căutat un trai mai bun în diaspora ar fi, de fapt, niște trădători. Dar userista uită că însăși fiica ei e stabilită în străinătate. Gafa Elenei Lasconi e cu atât mai surprinzătoare cu cât, așa cum sigură preciza mai demult, singurul meu copil trăiește în Franța. Fratele meu și cei 7 nepoți pe care i-am văzut mai mult pe Skype trăiesc în Australia. Am unchi și mătuși în Elveția. Prieteni buni în Germania, Italia, Spania, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii. Nu ne rămâne decât să tragem concluzia, luând de bune spunerile lui Madame Lasconi, faptul că ea însăși face parte dintr-o mare familie de trădători. De Elenuțo, a uitat vorba aia veche din popor, gura bate fundul. Afirmația useristei făcute la Antena 3 a fost preluată de toată mass media și interpretată de adversarii politici ca un atac la diaspora. Cea mai vehementă a fost Ramona Strugariu, copreședinta Reper, partidului Dacian Cioloș, care i-a trimis Elenei Lasconi și o scrisoare deschisă. Lasconi declarase la Antena 3 că: dar chiar sunt de bună credință, sunt muncitoare, mă înconjor de oameni buni, sunt loială, nu sunt o trădătoare și iubesc țara asta, pentru că cel mai simplu lucru este să-ți iei un bilet și să pleci în altă parte. Ramona Strugariu, fostă colegă de alianță USR-Reper, s-a simțit lezată și i-a dat imediat o replică dură. Îți scriu cu prietenie și amărăciune în egală măsură. Îți scriu fără miza bătăliei politice, fără să am în sertar vreo strategie sofisticată, fără vreun gând de a genera o polemică de dragul polemici. Îți scriu pentru că ți-am citit afirmațiile legate de diaspora, iar eu sunt unul dintre milioanele de oameni care au plecat în diaspora. Biletele acelea de avion, cumpărate cu singurul gând de a-mi salva copilul, au fost cea mai grea decizie din viața mea. Nu m-am simțit trădătoare atunci când am plecat, ci m-am simțit responsabilă pentru viața lui. An la rând am resimțit izolarea și dorul de casă ca pe cea mai insuportabilă și nemeritată poliță de plătit pentru această plecare. Și cum i-a răspuns candidata useristă? În loc să-și ceară scuze, a lansat noi atacuri nesimțite, declarând că fosta ei colegă nu e decât o coadă de topor a coaliției PSD-PNL și o interfață a acestui sistem ticălos. Noi îi amintim cafearei Lasconi că mereu diaspora a fost un subiect bun de campanie și ne aducem aminte că fostul ministru PSD-ist Ioan Rus le-a insultat soțiile și copiii făcându-le curve. Victor Ponta le-a cerut cotizații la bugetul de stat, iar imberbul Călin Popescu-Tăriceanu le-a spus diasporenilor că își vând votul pentru un mic șobere. Și acum apar tu Lasconi să le vorbești despre trădare, despre ușurința plecării, apoi inviți la vot și ai așteptarea să fii și votată? Poate altă dată, când memoria colectivă se mai estompează. Odihnitul numărul 1 al țării se vrea senator. Nu putea să lipsească din galeria faliților și cel din tâi mare mut, turistul number one și cel mai odihnit cetățean al României, cu alte cuvinte, profitorul Klaus Werner Iohannis. După ce a cerșit și a ratat postul la NATO și Uniunea Europeană, încă președintele țării vrea să nu iasă la pensie, ci să fie numit președintele Senatului. Și fiindcă legal nu se putea, liberalii vor să modifice legea, au și depus proiectul, doar pentru a-l face senator pe Iohannis, rămas pe din afară la NATO și UE. Cu alte cuvinte, rămas pe din afară la împărțirea funcțiilor în NATO și structurile Uniunii Europene, președintele Klaus Iohannis și-a redus drastic pretențiile și a pus acum PNL-ul să lucreze la un scenariu în care legea va fi modificată astfel încât el să prindă măcar un loc în viitorul Parlament. Astfel, Iohannis încearcă să copieze precedentul făcut de PSD cu Ion Iliescu în 2004. După cum știm, Iohannis și-a făcut vreme de 3 ani de zile iluzii că ar fi un lider regional de mare importanță și un personaj cheie apreciat în cancelariile occidentale.
În mod repetat, el a lansat semnale că așteaptă să fie nominalizat la poziția de secretar general al NATO, care urma să devină vacantă în toamna lui 2024, odată cu încetarea mandatului lui Jens Stoltenberg. Nimeni din Occident nu l-a încurajat și nu i-a dat un semnal pozitiv, dar președintele României, înconjurat de o pleiadă de personaje slugarnice, inclusiv din PNL, a fost convins de apropiați că trebuie să forțeze nota. Astă primăvară s-a autopropus secretar general al NATO, spre stupefacția întregii organizații, dar Statele Unite, Marea Britanie și celelalte țări importante l-au susținut însă pe olandezul Mark Rutte și Iohannis s-a văzut nevoit să-și retragă candidatura chiar înaintea summitului de la Washington. Furios, președintele României a avut reacții necontrolate și decizii aberante, precum aceea de a refuza să participe la dineul oficial, lăsându-le tuturor impresia că folosise pur și simplu funcția de șef al statului român pentru a-și urmări obiective personale și nu interesele poporului care îl alesese de două ori. După care, timp de câteva săptămâni, Iohannis a tras for la Bruxelles, sperând că va obține măcar un post înalt în structurile Uniunii Europene, drept compensație pentru ratarea șefiei NATO. Dar iluziile că va fi numit comisar european pentru apărare sau la șefia Consiliului Europei s-au risipit și aici, generând o nouă criză de personalitate. Drept urmare, supărat, Iohannis a dispărut efectiv vreme de câteva luni din peisajul public, abandonând complet atribuțiile și îndatoririle de șef al statului, fapt ce, în cei 10 ani de mandat, a mai făcut-o de câteva ori. Deci, mai nou, președintele României și-a recalibrat pretențiile și se vrea membru și probabil președinte al Senatului în următoarea legislatură. Nu e doar o chestiune de orgoliu, ci și una de protecție, fiindcă, spun analiștii, Iohannis caută să se pună la adăpost după ce mandatul de președinte îi va înceta, de eventuale anchete pentru abuzuri în funcție comisie cât a fost șeful statului, cum ar fi deplasările extrem de scumpe în țări și ținuturi exotice. Dar pentru ca Iohannis să-și atingă scopul, este nevoie ca majoritatea PSD-PNL să modifice legea pentru alegerea președintelui, numărul 370-204, astfel încât pe listele partidelor să poată fi trecut și indivizi care nu sunt membri ai respectivelor partide, încălcând astfel grav deciziile curții de la Veneția. Dar ce mai contează o ilegalitate atunci când vrei să satisfaci pretențiile unui mare orgolios? Teoretic, afirmă analiștii politici, nu se pune problema ca PSD să aibă obiecții față de planul lui Iohannis, cel mai bun președinte al României pentru partidul lui Ciolacu, de la Ion Iliescu încoace, și asta fiindcă acest Klaus Iohannis a fost președintele care a numit cei mai mulți premieri socialiști. Deci Iohannis este președintele care a numit cei mai mulți premieri de la PSD și tot cel care, în anul 2021, a dat afară USR de la guvernare și astfel a stopat reformele. Astăzi, după 10 ani de Iohannis și PSD, România are de departe cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, cea mai mare inflație și cea mai redusă creștere economică, iar absorția fondurilor din PNRR pentru modernizarea țării a fost stopată de PSD și PNL, care au refuzat să aplice reformele instituționale cerute de Comisia Europeană. RTV reînvie politica stalinistă. Recent, cel mai rusofil post de televiziune din România a reînviat politicile staliniste și a împărțit candidații la prezidențiale în candidații străinilor și candidații patrioți, iar RTV a stabilit Lasconi și Geoană sunt candidații străinilor, iar Ciolacu și Simion candidații românilor. După cum bine se știe, televiziunea respectivă îi aparține oligarhului fugar Sebastian Ghiță, legat de ruși, de serviciile secrete și de Victor Ponta. Dezvăluirile RTV, postul oligarhului fugar Sebastian Ghiță, au avut loc în așa zisul documentar anchetă în care au infierat cu mânie proletară pe anumiți candidați care probabil nu au cotizat la respectivul post TV. În cadrul emisiunii s-au făcut afirmații extrem de grave și neînsoțite de dovezi precum Geoană și Lasconi, candidații lui Soros și ai lui Coldea, sau faptul că unii dintre candidați ar avea bani din droguri. Ioan Corpos, moderatorul emisiunii incriminate, s-a justificat spunând: cine sunt candidații străinilor și cine ai românilor? Trebuie să știm asta, cine sunt ai românilor? Pe parcursul întregii emisiuni, Lasconi, Geoană, Ciucă și Șoșoacă au fost desfințați, iar Ciolacu și Simion prezentați la superlative ca mari patrioți. Astfel, despre Lasconi s-a spus că este o firea, dar mai rea. În schimb, Marcel Ciolacu, candidatul PSD, și George Simion, candidatul AUR, au fost numiți singurii candidați ai românilor, ceea ce indică în mod evident că restul candidaților reprezintă numai interese străine.
Atacurile și invectivele cele mai grotești au fost îndreptate spre Lasconi și Gioana, cei doi candidați de care PSD-ul se teme foarte tare. Elena Lasconi și Mircea Gioana au fost acuzați că sunt sorosiști și controlați de forțele externe. România TV a dus, ca și Antena 3, rafinamentul manipulării la cote înalte, cele două posturi de televiziune, părând să se inspire masiv din tehnicile televiziunilor rusești. Spre exemplu, fundalul sonor al imaginilor difuzate cu George Simion era de muzică populară, iar la Marcel Ciolacu se cânta cunoscuta melodie Așa-i românul. Prin nociv contrast, burtierele de pe ecran induceau legătură între Lasconi și afaceri ilegale de droguri. Bani din droguri prin Coldea la candidații de la Cotroceni, Gioana și Lasconi, candidații lui Soros și ai lui Coldea. Chiar și fostul general, liberalul Nicolae Ciuc, a fost prezentat drept omul americanilor și al Pentagonului. În plus, Mircea Gioana a fost catalogat ca fiu de general comunist școlit la Moscova, ginere al unui fost ofițer din Direcția Securității Capitalei, propulsat de străini în 2019 în funcție de adjunct al secretarului general al NATO. Ba mai mult, România TV a pretins că secretul numirii lui Gioana la NATO, de unde a demisionat recent, constă în relațiile sale speciale pe care le-a avut dintotdeauna cu sorosiștii din administrația de la Washington. Iar Elena Lasconi a fost acuzată că ar fi susținută nu doar de Soros, ci și de generalii Coldea și Dumbravă, foștii șefi operativi ai SRI. Oamenii fugarului Sebighiță au spus despre candidata USR că e Kamala de câmpul lung mușcel. De departe, Elena Lasconi pare a fi cel mai temut adversar al lui Ciolacu și al PSD-ului. Acest lucru rezultă și din faptul că România TV i-a alocat cele mai violente atacuri cu calomnii și acuzații fără nicio dovadă. Pozează în tradiționalist creștin-ortodoxă, dar declară că în USR e loc pentru toate minoritățile sexuale. Merge cu ei și năframe pe la mănăstiri, mănâncă sarmale, iar bătrânii sunt luați în brațe, apoi se duce la Untold. Aduce menestre din primărie ca să-i cânte ode, miroase a parfum de Coldea and Dumbravă și pariază pe ea Alexander Soros. Candidata USR, Elena Valerica Lasconi, această Kamala de câmpul mușcel, este un fel de firea, dar mai rea. A fost scoasă din Joben de către generalul Florian Coldea, care își face planuri mărețe cu ea, având ambiții mult mai mari decât avea cu firea. Ori de câte ori deschide gurița în ultima vreme, mimoza primăriță blondă, Lenuța, plânge cu mucișorii pe piept că tot soiul de mizerii se vor spune ca să nu fie lăsată să ajungă în scaunul lui Iohannis. Despre Diana Șoșoacă, adversara care mănâncă din procentele lui Simion, celălalt candidat susținut de România TV, s-a spus că este omul lui Putin, ceea ce e cam adevărat, dar este tare straniu când o afirmă alți putiniști demonstrați. În schimb, au curs la nesfârșit elogii pentru Marcel Ciolacu, candidatul PSD. Premier al României și lider al PSD, Marcel Ciolacu este un alt om al românilor care își dorește să le fie președinte. Fiu al unui pilot militar din Buzău, Marcel Ciolacu a moștenit disciplina de militar de carieră și respectul pentru uniforma de la tatăl său, iar de la mama sa a moștenit păstrarea tradițiilor și a credinței strămoșești. Din păcate, la RTV s-au omis mărunțișuri cum ar fi faptul că premierul nu poate demonstra că are măcar diploma de bacalaureat, că era tovarăș de vânătoare cu teroristul Omar Haisam, orică, sub conducerea sa, România s-a prăbușit complet economic și s-a îngropat în datorii catastrofale. Dar probabil asta nu contează pentru ideologii staliniști de la RTV. Traista cu povești, varianta Nicu Ciucă. Cunoscutul politolog și profesor universitar Cristian Preda a avut curiozitatea și a citit cartea lui Nicu Ciucă pentru A descuti pe tine de un chin. Și Preda a descoperit greșeli penibile într-un volum moșit 5 luni și promovat cu 2,5 milioane de euro. Profesorul universitar Cristian Preda, fost europarlamentar PDL și PMP, a avut răbdarea de a citi cartea lui Nicolae Ciucă În slujba țării. În principiu, e o pierdere de vreme, susține fostul europarlamentar. Gravă este însă stâlcirea gravă a limbii române într-un volum promovat aberant pe banii publici ai PNL cu 5 luni înaintea apariției. Nici Ciucă, nici scribul care l-a ajutat, nici editura care a publicat cartea n-au fost în stare să facă o corectură decentă. Cristian Preda și-a publicat părerile și analiza sa pe Comunitatea Liberală și a concluzionat. Carta este un fel de maculatură, un talmeș-balmeș, vorbe în vânt, iar capitolul autobiografic e nul. Carta e scrisă cu o neglijență crasă. Aproape 80 de pagini de promisiuni plicticoase, atâtea pagini anoste, nu suflă un cuvânt, nu se jenează să vorbească, unele pasaje par să fie scrise de un student care n-ar trece examenul nici în fața unui profesor foarte indulgent.
nu va convinge pe nimeni să-l voteze. Publicată la editura RAU, cartea lui Nicu Ciucă a fost promovată încă din 1 aprilie acestui an cu titlul Un ostaș în slujba țării, dar a apărut cu unul schimbat, În slujba țării. Lansarea cărții a fost făcută în emisiunea rusofilului Mircea Dinescu la postul Prima TV. După cum bine se știe, promovarea cărții lui Ciucă, sau de fapt a prezidențiabilului Nicu Ciucă, a costat peste 2,5 milioane de euro, plătiți de partidul condus de acesta, PNL, din bani publici, adică din subvenția primită de PNL de la bugetul statului. Practic a fost o șmecherie prin care PNL și-a făcut publicitate outdoor prin panouri plasate pe marginea șoselelor și a străzilor României și, atenție, în perioada de campanie electorală pentru alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie, deși legea interzice acest tip de reclamă în luna respectivă. Șmecheresc atât Ciucă cât și PNL au pretins că nu e publicitate electorală, ci promovarea unei cărți. Acum șmecheria face obiectul unei plângeri penale, pentru că legea nu permite folosirea banilor din subvenție pentru acest tip de cheltuieli. Practic a fost un adevărat dezmăț pe bani publici acoperit de șmecheria numită promovarea cărții lui Ciucă. Sute de asemenea panouri au împânzit țara timp de 5 luni. Cristian Preda a subliniat, satarizând inepția generalului Ciucă: Am citit cartea lui Ciucă ca să te scutesc pe tine de un chin. Problemele pentru general au apărut odată cu anunțul făcut de acesta, prin care informa pe român că va scrie o carte, fiindcă au apărut și replicile acide gen: De ce ar mai semna un volum cineva acuzat cu probe convingătoare de plagiat? După care a urmat o altă controversă, de data asta financiară, fiindcă PNL a cheltuit 2,5 milioane de euro pentru a anunța volumul înainte ca acesta să fie scris. Scandalul a fost așa de mare încât unii liberali au propus ca generalul să fie convins să nu mai candideze la președinție. Dar până la urmă, Ciucă e candidatul PNL, iar mult discutata făcătură literară chiar a apărut. Și culmea, se va da gratis, cu toate că Nicu Ciucă anunțase inițial că încasările vor merge la case de copii. Însă generalul pare să uite ce promite de la mână până la gură, cum se spune în popor. Și faritul plagiator mai și minte: Cartea nu e program electoral, ne-a avertizat Ciucă în prefață. Dar ce să vezi? În pseudocarte există circa 80 de pagini de promisiuni electorale picticoase și zeci de poze în care apare, strângând tot electoral, mâna unor oficialități, dar și oameni simpli. Autorul se dovedește și un analfabet politic, fiindcă ceea ce promite electoral nu are legătură deloc cu atribuțiile funcției prezidențiale. Și asta ne arată în clar că fostul general nu a citit prea atent Constituția României. Dacă o făcea, înțelegea că șeful statului e de pildă imposibil să se ocupe de amenajarea vieții rurale, așa că nu ne-ar mai fi silit să citim atâtea pagini anoste despre un pact pentru stat. Paginile 206-210, pe care l-ar propune dacă e votat președinte, scria Cristian Preda. Scurtă concluzie. Este foarte clar. Și noi românii avem faliții noștri, cum bine a zis Nenea Iancu Caragiale. Acesta a fost pamfletul scris de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Sunt Valiconea și până data viitoare, să auzim de bine, că n-ar fi rău să fie bine.